Psalmul 15 și vom continua să parcurgem acest psalm minunat. Doamne, cine va locui în cortul Tău? Cine va locui pe muntele Tău cel sfânt? Cel ce umblă în neprihănire, cel ce face voia lui Dumnezeu și spune adevărul din inimă. Acela nu clevetește cu limba lui, nu face rău semenului său și nu aruncă o cară asupra aproapelui său. El privește cu dispreț pe cel vrednic de disprețuit, dar cinstește pe cei ce se tem de Domnul. El nu-și ia vorba înapoi dacă face un jurământ în paguba lui. El nu-și dă banii cu dobândă și nu ia mită împotriva celui nevinovat. Cel ce se poartă așa nu se clatină niciodată. Amin. Dimineața am văzut această provocare a psalmistului de a ne pune ceea ce este cea mai importantă întrebare existențială posibilă. Și anume, vom fi sau nu acceptați în prezența lui Dumnezeu? Vom fi acceptați acum și aici, în cadrul închinării, dar mai important, dacă vom fi acceptați și dacă vom putea ca să locuim împreună cu Dumnezeu pentru veșnicie, odată ce trecem din această lume, odată ce ajungem în veșnicie, la ziua judecății. Ne-am pus această întrebare și ne-am întrebat dacă vom putea ca să stăm drepți înaintea Domnului, dacă vom putea ca să stăm în prezența Sa, dacă vom fi acceptați, în bază la ce vom fi acceptați. Și am încercat ca să ne verificăm, să vedem dacă justificarea aceasta noastră, care vine prin credință, este reală sau autentică. Să ne verificăm fiecare, să vedem dacă credința noastră și justificarea care vine prin acea credință este una autentică sau este doar o iluzie. Psalmistul ne prezintă acest set de întrebări și răspunsuri care, într-adevăr, poate fi sumarizat în primele două versete. În primul verset avem aceste două întrebări. Cine va locui în cortul tău și cine va locui pe muntele tău cel sfânt? Și în versetul 2 avem acest răspuns sumarizat și anume cel care este neprihănit, cel care are o inimă transformată și trăiește prin credință după voia și placul lui Dumnezeu. Dar din versetul 3 și până la versetul 5, psalmistul începe și expune mai amplu caracterul unui om credincios. Vedem această progresie prin faptul că psalmistul enumeră o listă de caracteristici a omului credincios, a omului care va fi acceptat în prezența lui Dumnezeu. De fapt, sintagmele acestea care le vedeți la început de fiecare frază, cel ce, acela, el și așa mai departe, sunt artificii a traducerii. Altfel spus, ele nu există în textul original. Textul original este pur și simplu o listă de caracteristici. Răspunsul la cum arată un om care este acceptat este pur și simplu această listă. Umblă în neprihănire, face voia lui Dumnezeu, spune adevărul din inimă, nu clevetește, nu face rău semenului său, nu aruncă o cară asupra aproapelui, privește cu dispreț cel vrednic de disprețuit și cinstește pe cei ce se tem de Domnul. Nu-și ia vorba înapoi, nu-și dă banii cu dobândă, nu ia mită. Acest fel de om, zice psalmistul, cel care face aceste lucruri nu se va clătina niciodată. Nu este suficient ca să luăm doar în general și să zicem atât timp cât este un om bun. Psalmistul ne detaliază o listă lungă de caracteristici care ne slujesc ca și o verificare. Și fiecare set de caracteristici vizează un alt aspect al vieții noastre să vedem dacă transformarea este reală sau este o iluzie. Aș vrea în această seară să ne uităm la aceste versete care au rămas și să vedem aceste trăsături ale unui caracter plăcut lui Dumnezeu și să ne verificăm. Aș vrea ca să slujească ca și motive de rugăciune în seara aceasta, încât să vedem dacă provocările care ni le punem sunt
cu note de trecere sau sunt falimentare și să mergem înaintea lui Dumnezeu și să cerem sfințenie și transformare și prelucrare în acele aspecte a vieții noastre care nu dau dovadă a unui caracter creștin, a unui caracter care este plăcut lui Dumnezeu. Versetul 3. Acela nu clevetește cu limba lui, nu face rău semenului său și nu aruncă o cară asupra aproapelui său. Ideea centrală a versetului este felul în care vorbele noastre afectează pe cei care sunt în jurul nostru. Cum ne raportăm noi în vorbire cu semenii noștri și ce spun aceste vorbe despre noi. Nu ce spunem noi despre noi prin vorbele noastre, ci felul în care vorbim, felul în care afectăm pe cei din viața noastră cu vorbele noastre, ce spune aceea despre noi, despre caracterul nostru, despre credința noastră. Iacov ne spune, dacă crede cineva că este religios și nu-și înfrânează limba, își înșală inima. Religia unui astfel de om este zadarnic, adică este falsă, este fără putere, pentru că este moartă, este o credință înșelătoare. Și tot Iacov ne spune, în capitolul 3, că limba niciun om nu poate îmblânzi. Ea este un rău de așa natură încât nu se poate înfrâna. Ea este plină de o travă de moarte. Și cred că, de fapt, în această realitate este și ideea centrală a versetului și este și proba pentru viața noastră. Nu știu de ce este așa. Nu știu de ce limba omului este așa de necontrolată. Nu știi nici tu de ce ești așa. Nu știi de ce limba o ia pe dinainte. Nu știm de ce limba vorbește înainte ca să o putem să oprim și ea dă curs și descoperă ce este într-adevăr în inima noastră înainte ca mintea noastră să o poată opri. Și într-adevăr, limba aceasta, acest mic mădular, care este deosebit de rău, nu poate fi îmblânzită, zice Iacov, de niciun om. Atunci, cu siguranță, este testul perfect pentru a verifica dacă o schimbare reală, divină, supranaturală s-a petrecut în viața ta. Dacă omul, în mod natural, și nu doar omul, ci orice om de-a lungul timpului, tot neamul omenesc, spune Iacov, n-a fost în stare să stăpânească limba. Este un test perfect să vezi dacă ceva în afară de om a stăpânit-o în viața ta. Altfel spus, testul este foarte simplu. Cum stai cu limba, frate? Ți-a îmblânzit Dumnezeu limba? Sau e tot limba aceea rea și nestăpânită, cum este în omul firesc și în omul natural? Ți-o muști? Îți muști limba prin puterea Duhului Sfânt? Sesizezi în viața ta că firea îți spune să spui și mintea dă drumul și inima izvorăște și limba e gata să zică de o prostie și prin puterea Duhului Sfânt o muști? Sau tot zici prostii ca înainte și zici, păi știi, limba e limba, acum ce să faci? Toți suntem oameni. Știi ce este absolut terifiant? Este absolut terifiant felul în care nivelul moralității este ridicat în Noul Testament. În acest psalm vedem că bârfa, clevetirea, orice vorbire care dăunează pe fratele tău, pe aproapele tău, pe cei din jurul tău, orice vorbire care dăunează asupra lor este condamnată de acest psalm. Dar în Noul Testament ni se spune în felul următor, în Matei 12, de exemplu, vă spun că în ziua judecății oamenii vor da socoteală de orice cuvânt nefolositor. Nu doar dăunător, nu doar clevititor, nu doar de bârfă, ci absolut orice cuvânt nefolositor pe care l-am rostit vom da judecată pentru el. O și câte vorbe nefolositoare nu am rostit noi chiar astăzi. Aș putea să scriu o listă lungă care l-am rostit eu numai de când am plecat din amvon și când am urcat din nou în amvon. Cum stai cu limba, frate, acel instrument al diavolului care nu-l poate controla nimeni decât Dumnezeu prin puterea Duhului Sfânt? Un test foarte simplu.
Psalmistul leagă aceste trei gânduri în acest verset împreună. Nu clevetește, nu face rău semenului său și nu aruncă o cară. Pentru că la nivel conceptual ele sunt legate împreună. Prin clevetire, prin bârfă, facem rău și aruncăm o cară și dăunăm asupra celor din jurul nostru. A cleveti, dacă ne uităm în dicționar, spune a comite o calomnie, a ponegri, a bârfi, a defaima. Nu știu dacă ne-am gândit vreodată la sinonimele acestea când bârfim. Și dacă te gândești când zici o prostie despre un frate că e vorba de defaimare, e vorba de calomnie, e vorba de o daună morală împotriva unui om. Știi, e o bârfă, frate, cum e o bârfă. Păcate respectabile, păcate acceptabile. Spurgeon zicea, ar bârfi, actul de a bârfi este echivalent cu furt calificat. Pentru că furi ce are omul mai prețios și anume numele său bun. Nu poți să iei ceva mai de valoare unui om decât numele său bun și atunci când bârfești, atunci când vorbești de rău pe fratele tău și pe aproapele tău, ești vinovat de furt calificat. Și dacă ar fi să punem o valoare numerară asupra daunei pentru care suntem fiecare responsabili, să contabilizăm în dolari, în euro sau în lei, prin bârfa noastră, câtă daună morală, dacă ar fi un tribunal să spună, Mihai, în viața ta, prin bârfa ta, prin vorbele tale nefolositoare, ai cauzat o daună de X euro. Ne-am găsit toți datori și ne-am găsit toți în incapacitate de plată. Pentru că absolut fiecare dintre noi vorbim în așa fel deseori, deseori încât dăunăm pe cei din jurul nostru. Versetul 4. El privește cu dispreț pe cel vrednic de disprețuit, dar cinstește pe cei ce se tem de Domnul. Urmează ca în a doua parte a versetului și în versetul 5, psalmistul să ne învețe și să ne dea o verificare despre valorile noastre materiale, despre bani. Dar înainte să ajungă la problema banilor, psalmistul începe și ne atrage atenția asupra valorilor noastre morale. Și cum ne raportăm față de ce este demn de dispreț și față de ce este demn de cinste. Psalmistul ne spune că sunt unele lucruri, mai mult sunt unii oameni care sunt vrednici să fie disprețuiți. Și culmea este că acești oameni care sunt vrednici de disprețul lui Dumnezeu și de disprețul nostru sunt oamenii aceia care de cele mai multe ori sunt afirmați de noi. Sunt iubiți de noi. Dușmanii lui Dumnezeu devin eroii oamenilor. Predicatori care sunt cunoscuți, hoți, curvari, tâlhari și sunt cei mai populari. Dușmanii lui Dumnezeu, eroii oamenilor. Afaceriștii, cei mai corupți. Toți tinerii privesc, aș vrea să fiu și eu într-o zi ca și ei. Cei vrednici de disprețuit de multe ori devine de dorit în ochiul omului. Simțim și noi lucrul acesta în viața noastră. Când avem acea atracție către ceea ce știm că este neplăcut lui Dumnezeu. Când ne uităm la unii care sunt împotriva voii lui Dumnezeu și parcă totuși ne-am dorit ca să fim ca și ei, ca să avem beneficiile lor, ca să avem statura lor, faima lor sau așa mai departe. Săptămâna asta am experimentat așa un pic pe pielea mea problema aceasta. Cei care mă urmăriți pe Facebook știți că am făcut un comentariu la un moment dat și am zis mie scârbă. Un comentariu făcut asupra unui fragment dintr-o predică care realmente a stârnit scârbă în mine. Pentru că dezonora cuvântul lui Dumnezeu, pentru că punea în fața oamenilor și cerea încrederea lor într-o evanghelie care nu poate mântui, ba mai mult îi condamnă la o sândă,
pentru că le pune încrederea în propriile lor forțe și nu în jertfa mântuitoare a lui Iisus Hristos. Și știți ce a fost foarte, foarte interesant? La nimeni altcineva, sau aproape la nimeni altcineva, nu i-a fost scârbă de dauna morală împotriva Mântuitorului nostru și împotriva Evangheliei, dar la toți le-a fost scârbă de mine. Cum poate să fie scârbă, frate? Ești scârbos pentru că ți-e scârbă. Nimeni nu și-a pus întrebarea dacă în ecuația respectivă Dumnezeu consideră mai scârbos ceea ce s-a făcut cu cuvântul său sau faptul că cineva a tras atenția că este scârbos. Omul care este transformat de Dumnezeu are sensibilitățile sale morale afectate. El simte dezgust și dispreț față de ceea ce dezonorează pe Dumnezeu și simte dragoste și iubire și cinste pentru cei ce iubesc și pentru ceea ce cinstește pe Dumnezeu. Valorile tale morale sunt afectate. Nu contează dacă lumea întreagă să uită cu prețuire, cu dragoste față de ceva ce este scârbos lui Dumnezeu, inima ta nu se poate atașa de așa ceva. Și nu contează cât de nesemnificativ, cât de irelevant, cât de mic, cât de josnic pare, un om care iubește și care prețuiește pe Dumnezeu va fi drag inimii tale, pentru că inima ta este transformată, inima ta este sincronizată, bătăile ei bat așa cum spune Dumnezeu să bată. Sentimentele ei sunt afectate de Duhul Sfânt care locuiește în tine și provocarea este absolut simplă din nou. Ce și cine privești tu cu dispreț? Și ce și cine privești tu cu cinste? Care sunt eroii tăi? Și sunt aceste realități din viața ta, aceste lucruri care le disprețuiești, aceste lucruri care le iubești, acești oameni care îi disprețuiești, acești oameni care îi admiri, sunt aceste realități aliniate cu realitatea și cuvântul lui Dumnezeu sau merg după alt standard? Ai tu în tine gândul lui Hristos, adică ai tu gândirea ca și Hristos, valorile sale, simțurile sale? Hristos când a intrat în templu și a văzut ceea ce au făcut fariseii din casa tatălui său, i-a fost scârbă. I-a fost scârbă, a făcut un bit și a făcut curățenie acolo și nu l-a interesat câte non-like-uri a primit. A fost dezinteresat de opinia publică, pentru că sentimentele lui erau aliniate cu sentimentele lui Dumnezeu. Ceea ce cauzează scârbă pentru Dumnezeu a cauzat scârbă pentru Hristos. Ne este frică să ne fie scârbă de păcat astăzi. Ne este frică să avem dezgust pentru imoralitate astăzi. Pentru că ne o expunem la scârba și ura lumii care spune nu ești tolerant, nu ești iubitor. El nu-și ia vorba înapoi. Dacă face un jurământ în paguba lui, el nu-și dă banii cu dobândă și nu ia mită împotriva celui nevinovat. Acum psalmistul ne provoacă să ne verificăm când vine vorba de valoarea, de valorile noastre materiale. Dacă ne-am verificat valorile morale, să ne verificăm și valorile materiale, care nu sunt altceva decât o manifestare palpabilă, o manifestare care poate fi contabilizată foarte ușor a valorilor noastre morale. Banii noștri se duc unde îi trimite inima noastră. Simplu. Banii noștri se duc unde îi trimite inima noastră. Vrei să știi cum stai cu inima? Ia o coală de hârtie și scrie jos, contabilizează unde și cât cheltui din ceea ce ai. Și vei ști cum stai cu inima ta. Pentru că banii tăi sunt conduși de inima ta. Psalmistul spune că din inimă omul spune adevărul dacă este acolo.
Dar până la urmă spune ceea ce este acolo și este adevărul lăuntric a omului. Dacă este adevărul lui Dumnezeu, va spune adevărul lui Dumnezeu. Dacă este adevărul Satanei, va izvorâ de acolo adevărul Satanei. Și dacă verdicitatea și intensitatea adevărului care este conținut în inimă determină vorbele lui, ba mai mult spune psalmistul că determină acțiunile lui, cu siguranță adevărul care este în inima noastră va determina finanțele noastre. Cele mai multe biserici, nu vorbim de bisericile care sunt în India, în Uganda și așa mai departe, cazuri extreme. Cele mai multe biserici care se află în probleme financiare n-au o problemă financiară, au o problemă morală și au o problemă spirituală. Nu există. Și proba din nou este foarte simplă și este aproape... că mi-e frică cât de simple sunt aceste probe. Adică putem ca să ne le punem în această seară și să știm. Fiecare om are un preț. Fiecare om are o sumă, o dorință, ceva care tânjește, pentru care este dispus să compromită ceea ce știe, ceea ce crede el că este adevărat, ceea ce știe el că este drept. Diferă doar nivelul. Unul își vinde valoarea lui supremă, dreptatea lui, pentru 100 de euro. Alții pentru 100 de milioane de euro. Dar până la urmă, fiecare om are un preț pentru care e dispus să meargă contrar ceea ce crede că este bine, ceea ce crede că este drept. Doar omul care este într-adevăr al lui Dumnezeu, doar omul care este transformat în așa natură de Dumnezeu încât adevărul lui Dumnezeu care locuiește în inima lui, în lăuntrul lui, este mai de preț decât orice câștig financiar, decât orice câștig material. Este acel om care prețuiește mai mult a sta în prezența lui Dumnezeu decât orice câștig personal și orice câștig material. Și oricât de mare ar fi câștigul, dacă îl pune într-o stare în care se depărtează de Dumnezeu, omul își face contabilitatea și spune: nu merită să fiu separat de prezența lui Dumnezeu din cauza acestui păcat. Nu merită. Nu contează că sunt 100 de euro, că sunt 1000, că sunt milion, că sunt miliard de euro. Prezența lui Dumnezeu în viața mea, aici, acum, a putea sta în clipe sincere de meditație, de închinare față de Dumnezeul meu, fără ca să fiu separat prin acest păcat, este mai valoros decât orice câștig. Ba mai mult, a sta în prezența lui eternă este mai valoros decât orice. Este doar omul care are acel adevăr în inima lui care poate să stea în fața oricărui preț și să spună: nu! Nu compromit! Și Satana va încerca subtil. Nu-ți va bate la ușă și va veni așa cum se vede în filme, știi, vine cu contractul, nu vrei să-ți vin sufletul. Hai să negociem. Ce vrei? Știi, vreau o casă mare și vreau o mașină și vreau o nevastă frumoasă și așa mai departe. Și hai să-ți vând, uite, semnezi aici și primești tot ceea ce vrei. Dar probele acestea vin în viață. Ele de obicei se pot detecta foarte simplu. Atunci când câștigul material necesită încălcarea cuvântului lui Dumnezeu, este asemenea probă. Satana vrea să vadă care ți-e prețul. Ce trebuie să-ți promită? Și dacă nu ieși din Dumnezeu, dacă nu-L ai pe Dumnezeu, dacă nu ai Duhul Sfânt în lăuntrul tău, dacă nu este valoarea ta supremă, dacă nu este ceea ce dorești tu cel mai mult, dacă nu este ce iubești tu cel mai mult, vei face târgul. Vei face târgul. Să omului Dumnezeu, cel care îl are pe Dumnezeu și adevărul său în inima lui, nu vinde părtășia cu Dumnezeu pentru nimic în lume. În concluzie, psalmistul vine și ne spune că omul care se poartă așa, omul care face aceste lucruri, nu se clatină niciodată. La care trebuie să ne punem întrebarea: cum, Doamne? Cum poate un om să se poarte așa?
Cum poate un om să aibă un asemenea comportament? Cum poate el ca să facă aceste lucruri? Cum poate un om să iubească ce este sfânt când Biblia ne spune despre inima omului că inima este mai înșelătoare decât toate lucrurile și este fără vindecare? Altfel spus, inima noastră este irecuperabil de rea. Ieremia 17:9. Sau Marcu 7:21-22, căci din lăuntru, din inima omului ies gândurile rele, curviile, furturile, crimele, adulterele, lăcomia, răutatea, înșelăciunea, depravarea, ochiul rău, blasfemia, mândria și prostia. Prostia este un păcat. Să ne intre în cap. Să fii prost este un păcat. Dacă nu ești prost clinic, în sensul că doctorul nu ți-a spus, domnule, n-ai suficienți neuroni, te-ai născut cu un handicap. Să fii prost la alegere este un păcat. Prostia este, de altfel spus, în primul rând o problemă morală, o problemă a inimii și nu o problemă intelectuală. Creștini proști nu există, pentru că Biblia spune că cei care sunt copiii lui Dumnezeu și duc lipsă de înțelepciune s-o ceară și Tatăl nostru ne-o dă. Creștinul care nu cere înțelepciune, nu cere pentru că nu crede că o poate primi. Altfel spus, nu are credință, altfel spus, nu este creștin. Frate, eu nu sunt intelectual, eu nu știu să studiez, eu nu... Nu există. Dacă nu iubești cuvântul lui Dumnezeu, cere dragoste pentru cuvântul lui Dumnezeu. Dacă nu iubești să cunoști adevărul lui Dumnezeu, cere înțelepciune ca să știi cât de valoros este. Dar a sta în mod intenționat prost este un păcat. Și inima asta este. Inima omului în starea lui naturală este una care vrea să fie ignorantă, care vrea să fie mândră de ignoranța ei, care vrea să fie plină de gânduri rele, de furturi, de crime, de adultări, de lăcomie, de răutate și așa mai departe. Asta este starea ei. Și cum poate un asemenea om să trăiască după sfințenie? Cum poate un om să vorbească drept și să nu clevetească, să nu bârfească, să nu rănească pe aproapele său cu vorbirea lui, când Biblia ne spune că limba nu poate fi îmblânzită? Iacov spune în capitolul 3, la fel și limba, ea este un mădular mic, dar se poate lăuda cu lucruri mari. Iată, un foc mic, ce pădure mare aprinde. Și limba este un foc, limba este o lume a nedreptății puse între mădularele noastre. O lume întreagă, un univers întreg, a tot ceea ce este rău, stă pe limba ta, stă în limba ta. Ea pângărește tot trupul și aprinde tot cursul vieții și ea însăși este aprinsă de focul genei, de focul iadului. Limba este reprezentarea iadului. Este fantastic când citești aceste cuvinte. Metaforă, da. Dar o metaforă extrem de puternică despre cât de drăcească este limba omului. Și limba nu reprezintă ce-i în gură. Limba reprezintă pornirile tale de a vorbi lucruri urâte. Nu numai de a gândi, nu numai de a avea ura aceea în inima ta, dar nu e satisfăcut până nu o scoți din tine. Orice fel de specie de animale sălbatice, păsări, animale mici sau pești, poate fi îmblânzită și a fost îmblânzită de neamul omenesc. Dar nimeni nu poate îmblânzi limba unui om. Ea este un rău de nestăpânit, plin de venin aducător de moarte. Cum poate omul să iubească mai mult adevărul decât banul, când Biblia ne arată că iubirea de bani este rădăcina a tot felul de păcate și când Biblia ne spune că fiecare înclinație a gândurilor din mintea omului este tot timpul numai înspre rău? Cum poate un om care este în lăuntrul său așa, cum ne descrie Biblia, cum poate un asemenea om să facă asemenea lucruri bune și să-și trăiască viața în sfințenie și în curăție? Răspunsul, fraților, este nu poate. Și Evanghelia începe de aici. Suntem niște oameni incapabili să fim ceea ce ne cere Dumnezeu ca să fim. Însă Domnul Iisus spune în felul următor. Lucrul acesta
este imposibil, adică cu neputință pentru oameni. Dar pentru Dumnezeu toate lucrurile sunt cu putință. Lecția pentru noi este să ne verificăm și dacă picăm la test, să nu încercăm să rezolvăm de unii singuri problema, pentru că nu putem. Să recunoaștem că a trăi, așa cum ne spune psalmistul, prin puterile noastre este cu neputință. Dar prin lucrarea supranaturală și prin lucrarea divină a lui Dumnezeu, toate sunt cu putință. Limba noastră este îmblânzită, inima noastră este curățată, mintea noastră este înnoită. Suntem într-adevăr făpturi noi care suntem curățiți și sfințiți și transformați din slavă în slavă până când vom fi în sfârșit ca și El. Mărit să fie numele Lui. Amin. Amin.